Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și cu un nou invitat. De fapt, o revenire în studioul nostru a unui bun prieten și colaborator al emisiunilor noastre, domnul pastor Sami Țuțac. Sami, bine revenit la noi în emisiune. Bine v-am regăsit, Cătălin, și toată echipa. Slavă Domnului! Înainte de a începe, aș vrea să fac o scurtă prezentare. Noi ne cunoaștem de foarte multă vreme. Am colaborat în mai multe domenii. Ai mai fost prezent în studioul nostru. Dar ești pentru prima dată când ești în această emisiune, emisiunea Întrebare. Pentru cei care nu știu formatul emisiunii, în seara aceasta vom face ca de fiecare dată același joc de termen, joc de cuvinte. Practic vom pune față în față două concepte care, să spunem, s-ar contrazice la prima vedere sau poate chiar se contrazic. Deci două sisteme de gândire, două, să spunem, stiluri de viață, două teologii, dacă vorbim despre teologie, sau două principii fundamentale. În seara aceasta vom vorbi despre libertate versus restricții sau limitări. Și așa suntem în perioada aceasta a libertăților, mai exact a momentului în care se vorbește despre libertate, despre limitarea libertăților, despre restricții, despre pandemie, despre câștigarea sau pierderea unor drepturi. Am zis că e bine venit să discutăm în seara aceasta exact despre libertate. Să vedem ce înseamnă libertatea, cum a pornit ea, care sunt libertățile cu care Dumnezeu ne-a înzestat și, bineînțeles, ce ar trebui să facem noi în calitate de creștini. Că până la urmă, oamenilor, vreau să vedem dacă libertățile sunt de la Dumnezeu și cu siguranță sunt, dar vom vedea că uneori și restricțiile sunt de la Dumnezeu. Și asta vreau să vedem, dacă întotdeauna restricțiile sunt ceva rău în viața noastră sau bariere mai pe românește. Aici eu am deja un răspuns când mă uit doar la mine, dar aș vrea să vedem puțin, plecând chiar de la începutul de la creație. Și hai să ne uităm puțin în grădina Edenului, Sami. Dumnezeu l-a creat pe om. Dumnezeu i-a creat un ajutor, l-a creat-o pe Eva. Și în starea aceea, în liniștea aia pe care o avea familia aceasta, creația lui Dumnezeu, s-a întâmplat ceva. Cum vezi în momentul acesta când ne gândim la libertate și la restricții? Pentru că dacă ne uităm în text, citim din memorie, da? Nu e nevoie să citim textul, vedem că Dumnezeu i-a dat o mare libertate, dar pe de altă parte există și o restricție. Să începem cu începutul așadar. Într-adevăr, dacă avem în minte relatarea Genezei, capitolul 1 și capitolul 2, și sigur și capitolul 3 din cartea Geneza, atunci trebuie să ne amintim că Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. L-a făcut, sigur, din țărâna pământului, dar a suflat în el, în nările lui, suflare de viață. Și omul s-a făcut un suflet viu. Și apoi spune, Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden. Foarte interesant că Dumnezeu a dorit ca viața pe pământul acesta să înceapă nu într-o grotă, nu știu eu, undeva la margine de drum sau într-un pustiu, ci într-o grădină. Când te gândești la grădină, te gândești, așa cum ai spus, la liniște, la pace, dar în același timp grădina îți dă și senzația aceea de libertate, că poți să te miști. Și într-adevăr, Dumnezeu a sădit acolo pomi, mulți pomi, erau iarbe, erau animalele deja create, animalele până la momentul acela nu erau agresive, era frumos, era raiul pe pământ, ce mai. Și Dumnezeu, când îl pune acolo, îl pune cu un dublu scop, să muncească grădina și să o păzească, ăsta este scopul. Și apoi îi spune așa, poți să mănânci după plăcere din toți pomii din grădină. Adică, foarte interesant, Dumnezeu întotdeauna, și aici e bine să știm modul în care Dumnezeu abordează lucrurile, Dumnezeu întotdeauna vine cu libertatea. Poți să mănânci și
este, enunțul acesta este foarte pozitiv. Poți să mănânci după plăcere din toți pomii din grădină. Dar există o excepție, spune Dumnezeu. Din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Sigur, când auzi lucrurile acestea, și apoi ca să vezi diferența de abordare, și după aceea o să explic puțin ce înseamnă libertate și ce înseamnă libertinaj sau libertatea fără restricții. Că ai spus libertate, da? Deci poți să mănânci după plăcere din toți pomii din grădină, libertate, dar din pomul din mijlocul grădinii să nu mănânci. Restricții, da? Libertate, restricții. Oare de ce? Pentru că a vrut Dumnezeu cumva să ne, știu eu, îngusteze fanta noastră de lumină și de libertate. Să reducă din plăcere. Să reducă din plăcere sau că ne vrea Dumnezeu răul sau așa mai departe. Acum spune capitolul 3 deja din cartea Genezei, spune că șarpele era mai șiret decât toate animalele și a venit într-o zi, nu știm exact când, a venit și s-a adresat nu lui Adam, ci s-a adresat Evei. Foarte interesant. Adam era cel care trebuia să fie cumva responsabilul principal. Ei amândoi aveau responsabilități, amândoi au primit mandatul care Dumnezeu l-a dat la creație. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Asta a fost și stăpâniți peste toată creația. Asta a fost mandatul. Amândoi l-au primit. Dar Adam era responsabilul principal în toată ecuația asta. Și șarpele vine la Eva și îi spune ceva de genul: oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Asta e prima șmecherie cu care el vine. Introduce o îndoială. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Fii atent! Adică a zis Dumnezeu așa ceva? Nu a zis. Dumnezeu nu a zis să nu mâncați din tot. Dumnezeu a zis să mâncați din toți pomii, dar să nu mănânci din unul. Observați cum dintr-o dată diavolul a încercat să-i schimbe Evei perspectiva. Și din păcate a reușit. Da? Să-i schimbe perspectiva. Dumnezeu a venit cu o perspectivă pozitivă, libertate maximă, dar nu libertinaj. Adică, care e diferența? Libertinajul înseamnă să faci tot ce-ți trece ție prin cap. Știi sloganul de acum câțiva ani, în vremea când eram și noi ceva mai tineri, da? Era sloganul acesta: vara asta am să fac tot ce-mi trece prin cap. Erau niște fetițe care cântau și toată generația aia de atunci, de adolescenți, le urmau că vara asta vreau să fac tot ce-mi trece prin cap. Din păcate, sloganul ăsta este ceea ce e în mintea multora, mai ales atunci în perioada când a fost lansat. Gândește-te că noi veneam după o perioadă de 50 de ani de restricții, multe restricții, adică mult mai multe restricții decât libertăți în acei 50 de ani. Au fost anii de comunism, anii pe care unii astăzi îi uită, așa cum poporul Israel a uitat robia egipteană și a uitat cărămizile și biciurile cu care dădeau pe ei și toate nenorocirile și își aduceau aminte de castraveții din Egipt și prazul și oalele noastre cu carne și eu știu mai câte lucruri. Și sigur, și astăzi concepția celor care au prins ambele ere, da, e cam aceeași. Dar libertatea fără limite nu este libertate. Dumnezeu pune limite tocmai pentru că libertatea înseamnă să faci ceea ce trebuie, atât pentru binele tău, cât și pentru binele celorlalți. Pentru că uită-te, de exemplu, uită-te, acum suntem în această criză, exact, triplă criză, da? Criză sanitară, criză economică, criză sociopolitică. Da? Păi îmi pare foarte rău, mie rușine de rușinea lor, de politicienii noștri, cum i-am auzit vorbind, toți, unul cu celălalt. Fiecare care a ajuns la microfon, parcă era concurs. Cine vorbește mai urât? Cine ironizează mai bine? Cine înjură mai bine?
nu cumva să rămână în urma ălora care oricum au venit în Parlament special numai cu asta, să urle, să înjure, să... Dar și ceilalți care se cred intelectual mai rasați, mai știu eu, mai bine puși la punct, nici ea nu s-a lăsat mai prejos. Că domnule, au prins microfonul și au libertate. Nu, libertatea mea se încheie acolo unde lezez demnitatea ta. Așa, ca să închei povestea cu Edenul, aici a fost marea problemă. Dumnezeu a dat libertate maximă, dar a pus niște limite. Pentru că asta este libertatea adevărată. Fără limite, libertatea ajunge o trăire. Apostolul Pavel, în limbajul creștinesc, o numește după firea pământească. Adică după poftele firii pământești. O trăire în care faci tot, exact tot ce îți trece prin cap. Diavolul tot timpul cu asta vine. Încearcă să ne demonstreze nouă cât de mare dictator este Dumnezeu, care ne suprimă libertățile, care nu ne dă libertate, care și vine El să ne ofere libertate. Hai că eu, și nu numai, dar te și acopăr, să nu te vadă Dumnezeu ce faci. Asta face diavolul. Și când ți-e lumea mai dragă, atunci ia deoparte, dă la o parte acoperământul acela cu care el te învăluie. Și apoi vine Dumnezeu și îl întreabă pe Adam: Adame, unde ești? M-am ascuns. Păi, de ce te-ai ascuns? Păi nu ești acoperit. Nu, sunt gol. Păi cine ți-a spus că ești gol? Și știți. Ei, așa se întâmplă de atunci și până astăzi. Povestea asta se repetă mereu și mereu. Dumnezeu te dă libertate, diavolul vine și spune: nu, Dumnezeu vrea să vă suprime libertatea. Eu vă dau libertate. Excelent. Aceeași părere avem și eu. Aveam nevoie de o, să spunem, o explicație așa la zi, să spunem, updatată cu câteva noutăți din realitatea curentă. Și pornind de la începutul, am zis, de la creație până în ziua de astăzi, vedem că Dumnezeu de-a lungul istoriei, cel puțin ceea ce vedem în Sfânta Scriptură, deci în istoria poporului evreu, inclusiv în Noul Testament, vedem mai multe episoade în care Dumnezeu intervine uneori și pune barieră, oprește, nu permite. Deși la momentul respectiv îți dai seama că s-ar putea să fi fost puțin, să spunem, ilogic sau nu vezi folosul la un moment dat. Și acum, bine, eu am și o experiență personală prin care îmi aduc aminte când Dumnezeu mi-a restricționat ceva sau mi-a pus o barieră, nu m-a lăsat să fac ceva și până la urmă mi-a fost bine. După ani de zile îmi dau seama că ce bine a fost că Dumnezeu m-a restricționat. Asta... Ce bine că câteodată Dumnezeu răspunde rugăciunile noastre cu nu. Nu se poate. Sau nu acum. Sau mai așteaptă. Acum, Sami, ne uităm, tot așa, plecând de la Sfânta Scriptură și de la experiența pe care o ai tu în păstorire. Trebuie să aduc aminte celor care ne urmăresc că ești păstor de câți ani? 29 de ani. Anul viitor vor fi 30 de ani. De aproape 30 de ani păstorești Biserica Baptistă Providența din Timișoara. Asta numai de 3 ani. 26 de ani am fost la Biserica Betel. Deci o experiență destul de mare, o viață de om în care te întâlnești cu multe situații în care oamenii de obicei, când sunt restricționați, când sunt puși în situația de a se lovi de un zid, se plâng și încearcă să afle de ce. Acum hai să ne uităm puțin la restricțiile astea pe care uneori Dumnezeu le pune atunci când ne uităm la ceea ce noi spunem că moștenim sau ne este de drept de la naștere să fim liberi. Și aici știm că și inclusiv legislația, dreptul constituțional s-a inspirat practic din principiile morale, din valorile iudeo-creștine. Sigur. Și într-adevăr libertatea știm că este o valoare iudeo-creștină spre noi. Chiar spune Sfânta Scriptură că veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber. Bun, plecând de la punctul acesta, hai să uităm puțin în Sfânta Scriptură și să vedem o situație în care știm clar că Dumnezeu a spus nu. Sau Dumnezeu și-a schimbat opțiunea. Edenul a fost una dintre situații și dacă îmi dai voie, spune că faptul că l-a restricționat să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, de fapt, eu o văd pe partea cealaltă ca o libertate de cumva să se opună sau să aleagă. Se spune în filozofie liberul arbitru. Deci,
Asta este, adică Dumnezeu i-a pus, pentru că până la urmă personalitatea umană, da, asta e diferența majoră între om și restul creației, ceea ce a creat Dumnezeu, omul are, a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Are această capacitate de alegere. Și tocmai această capacitate de alegere, de alege binele sau răul. Și de nenumărate ori găsim în Scriptură, sau hai să zic de mai multe ori, nu de nenumărate ori, de mai multe ori găsim în Scriptură, pun înaintea voastră viața și moartea. Alege viața ca să trăiești. Sau, de exemplu, Iosua, după ce își încheie toată slujirea, adună tot poporul și spune, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Acum el ca și comandant, ca și om care a fost practic liderul visului israelit. Visul lor era de 40 de ani să intre. 40 de ani au stat în pustie cu visul la țara promisă, cu gândul la țara promisă, care era doar un vis pentru ei. Era doar ceva frumos despre care au vorbit strămoșii lor 430 de ani cât au fost în Egipt. Mereu și mereu, de la generație la generație, li s-a transmis promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avram și apoi lui Isaac și lui Iacov. Și îți dai seama cât era de impregnată în mintea lor, încât Iosif, atunci când moare, spune, nu cumva să lăsați oasele mele aici când Dumnezeu vă va cerceta și vă va scoate de aici. Și ei au avut în minte toată treaba asta. Ei au păcătuit și Dumnezeu, tot așa, a fost alegerea lor. A fost alegerea lor, ei puteau să intre în 2 săptămâni, puteau să fie în Egipt, în Canaan, da? Doar datorită alegerii proaste și a folosirii libertății într-un mod prostesc, pentru că practic au fost 12 oameni pe care Moise i-a trimis să spioneze țara, să aibă toate datele și apoi să meargă să cucerească țara. 10 când au venit înapoi, au venit cu așa un raport, au negrit țara, i-au speriat atât de tare și au zis, nu, acolo sunt uriași, noi suntem niște lăcuste, ăia ne mănâncă, nu are rost să mergem acolo. Iosua și Caleb au spus, da, sunt uriași, cetățile sunt întărite, sunt mai puternici decât noi, dar dacă Domnul este de partea noastră, îi mâncăm noi pe ei. Nu ei pe noi, ci noi pe ei. A fost două, din nou, foarte, perspective. Acesta e episodul la care mă gândeam și eu. Exact, două perspective. Ei, acum, ca să scurtez povestea, au trecut cei 40 de ani, s-a dus toată generația aia, a murit efectiv în pustiu, s-a ridicat o altă generație. Și în fruntea acestei noi generații a fost Iosua și Caleb. Ei au, dar Iosua era comandantul, el a rămas cumva continuatorul viziunii la conducerea poporului în locul lui Moise. Acum țara era deja cucerită, era împărțită între triburi, fiecare la locul lui și are loc cea din urmă adunare înainte de moartea lui Iosua, înainte practic de a preda ștafeta următoarelor generații. Și acum Iosua le spune așa, uitați care alegeți astăzi cui vreți să slujiți, ca să vezi cât de mult este respectată libertatea umană în Scriptură. Iosua putea, că de-aia am făcut toată povestea asta mai lungă un pic, avea atu să aibă o abordare dictatorială chiar și să spună, băi, uitați care-i treaba. Cine mișcă, nu mai mișcă. Cine calcă greșit, a călcat pentru ultima dată. Aici nu mai merge cu șmecherii. Aici toată lumea trebuie să se alinieze. Și unii, fac paranteză, unii au impresia că în felul ăsta cam ar trebui să arate creștinismul. Ceva gen Nord Corea. Nu vreau să fiu înțeles greșit, dar exact stilul acela de comunism din Corea de Nord, toți îmbrăcați la fel, până aici, toți aliniați, toți se bată din palmă în același rit și ăsta e creștinismul. Crede și nu cerceta, du-te numai înainte. Când Scriptura spune de nenumărate ori, cercetați toate lucrurile, căutați să învățați. Ei, Iosua este un credincios adevărat, dar în același timp Iosua este și un democrat adevărat. Unul care respectă libertățile. Și spune așa, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeilor,
la care au slujit părinții voștri dincolo de râu, adică dincolo de Eufrat, înainte ca Dumnezeu să-l cheme pe Avram, sau dumnezeilor din țara Egiptului, sau dumnezeilor amoriților, fereziților care erau acolo în țară, sau Domnului. Cât despre mine, spune el, eu și casa mea vom sluji Domnului. Iosua face provocarea, spune despre exemplul lui și atât, nu îi impune la nimeni. Și poporul spune, noi vom sluji Domnului. Și Iosua le atrage atenția, voi nu puteți să slujiți Domnului. Ba da, și ei se leagă cu jurământ, cu legământ, noi vom sluji Domnului. O vreme s-au ținut de el, după care nu s-au mai ținut. Dar li s-a respectat libertatea și ei au ales, sigur, au fost restricții? Au fost. Care? Cele 10 porunci, în primul rând. Cele 10 porunci, care era scopul lor? Și apoi toate celelalte. Cele 10 porunci erau, într-un fel, legea fundamentală, cum am zice astăzi. Celelalte legi care s-au dat constituiau codul de legi pe care Dumnezeu l-a dat. De ce erau aceste restricții în mijlocul libertăților care le aveau? Erau aceste restricții pentru că tu ești un popor, spunea Dumnezeu, s-a adresat poporului Israel, tu ești un popor deosebit. În limbajul evreiesc, tu ești un popor sfânt. Pentru că foarte mulți, astăzi și nu numai, confundă sfințenia cu neprihănirea. Și nu înțeleg că ideea de sfânt are de-a face și cu această idee de separat, de diferit, de altfel. Și chiar dacă în lumea asta în care noi trăim și trebuie totul făcut, adică nimeni n-are voie să fie mai deștept decât altul, dacă sunt 5 proști și un deștept, deșteptul trebuie să facă și el prost, că altfel nu îi jignește pe el alți 5 proști. În loc să îi pui pe aia 5 proști să învețe să fie și ei deștepți, nu, deșteptul trebuie să facă și el prost ca să nu cumva să îi jignească pe aia proști. Da? Asta este modul de gândire. Dar cuvântul acesta sfânt are și ideea de special. Tu ești un popor special. Și atunci, pentru că ești un popor special, trebuie să ai un anumit comportament. Iar comportamentul acesta are de-a face cu libertăți și restricții. Pentru că, până la urmă, cuvântul cheie în toată povestea libertăților și a restricțiilor este responsabilitate. Până la urmă, este responsabilitatea mea și responsabilitatea ta. Cu privire la tot ce vrei. Dacă vrei, îți dau și exemple. Îți dau eu chiar unul acum, de exemplu. Sau, da. Vorba de, mi-aduc aminte, scrie acolo în pasajul din Biblie, au înnegrit. Au vorbit atât de rău anumit lucru, anumită soluție, că până la urmă... Au negrit țara înaintea copiilor poporului tău, spune. Exact. Și Dumnezeu găsise soluția. Dumnezeu avea soluția ca să treacă. Știa exact ce trebuie să se întâmple. Dar datorită faptului manipulării, că până la urmă cei 10, vedeți ce înseamnă și libertatea aceasta de exprimare adusă la extrem. Adică oamenii au fost lăsați să vorbească și unii cu alții. Cei 10 erau mai mulți. Iar poporul i-a ascultat, bineînțeles. I-a ascultat atât de mult încât au pus mâna pe pietre. Și-au vrut să dea inclusiv în Moise și în Aron, care erau liderii supremi acolo. Și atunci intervine Dumnezeu. Până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când va crede el în mine? Dar ei gata, vorbeau între ei să-i ucide cu pietre. Da, revenim noi și la realitatea de asta și spre final o să discutăm și despre restricțiile curente. Dar mai dau un exemplu din Noul Testament. Acum sugerez eu un episod, de fapt mai multe situații în care omul lui Dumnezeu chemat să slujească, să ducă Evanghelia mai departe, din când în când primește câte o restricție. Și aici mă gândesc la Pavel și nu mai la Pavel. Omul care, să spunem, în mod miraculos este trimis de Dumnezeu, chemat, trece printr-o experiență incredibilă, îl vede pe Domnul Hristos față în față, știe ce are de făcut, face fără nicio ezitare, dar din când Dumnezeu îl restricționează și nu oricum, chiar în închisoare. Cum se pare tipul ăsta de restricție? Pentru că noi ne imaginăm, mai ales cel puțin la noi care suntem slujitori. Spuneam, Doamne, Dumnezeu m-a chemat, da, m-a trimis, m-a echipat, mi-a dat tot ce trebuie și din când Dumnezeu zice, stop, oprește-te aici, mai stai puțin, mai rămâi în localitatea asta, vezi că nu poți să ajungi acolo când vrei, vezi că nu ai viză, vezi că e pandemie, nu poți să călătorești.
Vezi că nu mai poți să faci nu știu ce eveniment, nu știu ce evangelizare, dar te-ai întâlnit în ultima vreme cu asemenea restricții. Cum vezi tu lucrurile astea? E foarte, foarte interesant și foarte provocator. Dacă ar fi timp să căutăm pe pagina mea de Facebook, undeva era în toamna lui 2017, am scris un articol. Am vrut să mergem în Australia și Duhul lui Iisus nu ne-a dat voie. Da. Pentru că am pățit exact, exact ceea ce Pavel a pățit-o. Adică spune, am vrut să intrăm în cutare cetate și Duhul lui Iisus ne-a dat voie. Am vrut să mergem, Duhul Sfânt ne-a oprit. Păi nu putea să, Duhul Sfânt nu putea să deschidă oricât de alte duhuri ar mai fi fost acolo. Nu, dar nu spune exact cum i-a oprit. Că aici e interesant. Dar i-a oprit. Și nu se duceau să facă ceva rău. Și noi, eu eram încă cu un frate și urma să mergem în Malaezia la o conferință și după aceea să trecem în Australia la frații noștri români de acolo și aveam în Melbourne planificat întâlnire cu de 1 decembrie cu românii de acolo, din toate bisericile evanghelice, împreună. Era ceva frumos. Și rând pe rând s-au închis ușile. A fost ceva, nu am timp să povestesc, doar ceva. Au fost cel puțin un frate care mi-a scris un e-mail și mi-a spus direct, nu e bine să pleci din țară în această perioadă. Erau niște lucruri, nu intru în detalii. Ca după ce am venit înapoi și unii s-au șocat să mă vadă că sunt la biserică, sunt în oraș și nu sunt în Australia sau în Malaezia, să-mi spună un coleg păstor că soția lui s-a rugat de câteva zile bune, săptămâni, știind că eu urmează să plec, ca Dumnezeu să facă cumva să nu plec. Dar eu nu știam de asta. Ultima și cea mai faină chestie dintre toate a fost când în Budapesta, în aeroport, aveam check-in-ul făcut, bagajele date la cală, tot. Și numai odată auzim, niciodată nu mi s-a întâmplat să mă aud, să-mi aud în aeroport numele. Și spune Sami Tuțac sau Samuel Tuțac, cum eram așa, și cu celălalt frate, să vină la birou de informații. Eram cu Cristi Marițan, că știi. Exact. Zice Cristi, băi, ne strigă pe noi ca pe Dragnea. Știi că pe Dragnea îl strigase atunci, nu știu unde a fost el, și l-a strigat la asta. Ne strigă și pe noi ca pe Dragnea. Cine știe ce căpătăm peste ochi, știi? Și ne spune că Air Berlin, o firmă cu care eu în viața mea ne-am zburat până atunci, și mărturisesc că în momentul când mi-a zis, mă, am luat bilete cu ăștia, că erau mai așa, i-am zis, bă, eu am dubii cu din ăștia ciudați, așa, care nu știu cine-s, dar ok, ne-au anulat un zbor și cei cu care noi trebuia să zburăm mai departe de, nu mai știu unde zburam, în Amsterdam sau nu mai țin minte exact unde, din Budapesta, au spus, păi nu, că nici Qatarul nu vrea să vă mai ia de acolo. Că nu le-a plătit ăia, nu știu ce, nu le-a... Niște cum știi tu, că tu zbori mult. Înțelegi combinațiile astea. Exact. Mie îmi scapă. Știi? Și i-am anunțat pe cei care erau din Malaezia, care organizau așa. Ăia imediat, din Anglia erau organizatorii. Haideți să mergeți la Belgrad, luați alte bilete, nu știu ce. I-a zis lui Cristi, măi, dacă tu vrei să te duci, du-te. Că eu cred că din cauza mea ne-a oprit Domnul. Eu trebuie să rămân acasă. Tu, dacă vrei, du-te. Dar până la urmă nu s-a mai dus nici el, că nu știu, era prea complicat și nu ne-a mai dus. Dar vreau să spun ceva. Am avut așa o pace și așa o liniște. Sigur, am pierdut niște bani. Nu am mai recuperat banii aia nici până astăzi. Sau poate s-au recuperat o parte, nu știu. Pentru că parte din bilete ne-au plătit organizatorii, parte ne-am plătit noi. Noi ce am plătit, n-am recuperat nimic. Ceilalți nu știu. Dar am avut această liniște și pace că pur și simplu nu ne-am putut duce pentru că Dumnezeu n-a vrut să ne ducem. Și apoi, după ce te uiți în urmă și vezi cum se leagă toate lucrurile și vezi tot firul acela de evenimente,
atunci abia îți dai seama că, da, uneori Dumnezeu intervine și te restricționează. Și asta e bine să înțelegem. Slavă Domnului! Uite, o experiență practică, cred că e foarte ușor de înțeles, pentru că Dumnezeu intervine și uneori restricțiile pot reprezenta o binecuvântare în viața omului. Dacă n-ar exista gardurile acestea pe care Dumnezeu ni le pune din când în când, cu siguranță în firea asta noastră pământească am luat-o fiecare pe drumul lui și nu ne-am mai oprit cine știe unde. Și asta ne-ar dăuna vieții noastre spirituale, relații noastre cu Dumnezeu. Și până la urmă este și câteodată un test din partea Domnului, să vedem cum și reacționăm. Dumnezeu ne mai și testează să vadă. Faptul că ai zis că ai avut pace, asta e foarte important. Să ai pace, să nu începi să dai vina pe unii și pe alții, cum se întâmplă de obicei, și să luai lucrurile așa ca din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu câteodată... Niciodată până la momentul ăla nu am înțeles în totalitate, citind în Faptele Apostolilor, așa cum am citit de nenumărate ori, am predicat de acolo, și Duhul lui Iisus nu ne-a dat voie. Sau ne-a oprit Duhul Sfânt să mergem acolo. Sau așa mai departe. Nu am înțeles. Dar atunci am înțeles. Ei, acum, de un an și jumătate, suntem în mijlocul pandemiei și suntem în mijlocul unor restricții. Acum, aici, sigur, vreau să o spun cât pot eu de respicat, unele restricții sunt aberante. Unele restricții sunt ilogice. Nu au nicio logică. Dar unele sunt normale. Dacă ne uităm în Scriptură, atunci când era lepră, când era o boală care se putea lua de la unul la altul, Dumnezeu impunea niște restricții foarte interesante. Trebuia să se spele pe mâini, trebuia să stea la distanță, trebuia să strige, necurat, necurat. Nu avea voie să se atingă. Erau foarte multe restricții. Acum, sigur, cel mai ușor lucru, și văd asta, și sincer, am ajuns la faza în care nu mă afectează. Sunt liniștit. M-a afectat la început. Pace. Da, am pace. Fiecare cu înțelegerea lui. Până la urmă, eu ce pot să fac? Dar eu un lucru știu sigur. Nu diavolul este cel care controlează în final istoria și tot ce se întâmplă. Dumnezeu este în control. Dumnezeu este suveran. Diavolul nu este. Nu diavolul are controlul asupra tuturor lucrurilor, ci Dumnezeu are. Dacă virusul ăsta a apărut natural sau a apărut dintr-un laborator sau a făcut cineva intenționat ca să ucidă oameni, cum spun unii, sau este o dictatură medicală sau este o, cum mai spun unii, este un fel de pregătire pentru venirea lui Anticrist și așa mai departe. Aici fac o paranteză. Eu cred că tot sistemul acesta lumesc, prin modul în care se duce în modul final, în care trăim, comunicăm, exact, totul, este... totul oricum inevitabil se duce spre aia. Numai că și aici vreau să atrag atenția asupra două aspecte foarte importante. Indiferent care e cauza acestei pandemii, pentru că ea există, cei care încearcă să o nege, am impresia că neagă realitatea, că nu înțeleg. Pandemia există, boala există, virusul există, sunt numai ieri sau alaltă ieri sau zilele trecute, acum câteva săptămâni la rând, am văzut morți atâția, într-una din zile au murit vreo 300 și nu știu cât, numai la noi. În alte țări, în Rusia 800 și nu știu cât, în alte țări mai mult sau așa ceva. Sunt oameni, cunosc, sunt persoane, sunt pastori pe care îi cunosc, i-am cunoscut, am slujit cu ei, am mâncat cu ei, am fost cu ei în conferință, am călătorit cu ei și au plecat la Domnul datorită sau din cauza acestui virus. Dar, indiferent care este sursa, fie că este natural, de la nu știu ce animale, cum s-a zis, fie că l-au făcut în laborator, unii sau alții, sau toți împreună, fie că pur și simplu satana i-a dat drumul din iad și a dat drumul la niște demoni care au împrășteat în aer, au pulverizat COVID sau... Înțelegi? Poate că e absurd ce spun, dar doar vreau să înțeleagă toată lumea. Nimic din toate astea nu se poate întâmpla fără voia lui Dumnezeu. Dumnezeu este în control, fără ca Dumnezeu să îngăduie lucrurile acestea.
Și în momentul în care Dumnezeu le îngăduie, cu siguranță are un scop. Că dacă Dumnezeu nu le-ar îngădui, ele nu ar apărea. Iar atunci când apar, și nu-i vorba numai de asta, dar acum cu asta ne confruntăm. Și aceste lucruri ne-au dus la restricțiile pe care le avem acum. Și slavă Domnului că acum stă mult mai bine decât anul trecut, când au fost de-a dreptul aberante unele restricții care s-au luat, nu numai la noi. Că aici e o altă poveste. Că nu numai la noi în România. Peste tot s-au luat. Peste tot. Și cu sistemul acesta care unii spun, oh, păi da, asta pregătește că să vină anticrist. Păi oricum anticrist va veni, dar eu nu-l aștept, că nu mă interesează. Eu l-aștept pe Hristos. Și anticrist, dacă va veni, știu ce se va întâmpla cu el. În final, Hristos îl va pulveriza. Îl va distruge în final. Iar eu nu am de ce să mă tem. Dacă sunt al lui Hristos, rămân al lui Hristos pentru totdeauna. Eu am această încredințare că cel care a început acea lucrare bună în voi, spune, sau în noi, spune Apostolul Pavel, o va duce până la bun sfârșit. Adică, cred că trebuie să fim un pic mai înțelepți. Văd foarte multă panică. Cum asta vreau să te întreb acum spre finalul emisiunii. Trebuie să vorbim puțin și despre asta. Despre libertatea mea, libertatea ta, sau libertatea celor din jurul nostru, libertatea care la un moment dat devine subiect de ceartă și subiect de contrazicere. Dumnezeu ne vorbește despre libertatea de alegere și ne-a dat această libertate despre care am vorbit astăzi. Dar totuși, sunt oameni care mă judică pentru libertatea aceasta. Libertatea de a mă vaccina sau nu mă vaccina. Libertatea de a respecta restricțiile sau nu a le respecta. Știi că sunt oameni care nu le respectă. Libertatea de a mă trata sau nu mă trata, de a spune că sunt bolnav sau nu spune. Deci Dumnezeu ne-a dat această libertate, iar taberele sunt împărțite. Indiferent în care tabără ești, fiecare critică libertatea celuilalt. Eu cred că aici, și acum vorbesc strict în... Vacciniști și antivacciniști. Da. Hai să o luăm așa pe direct. Da, vacciniști și antivacciniști. Tot timpul există râca asta. Aici vreau să spun din start. Eu nu sunt nici vaccinist, nici antivaccinist. Nu sunt nici una, nici alta. Eu personal, în dreptul meu, iau decizia care eu hotărăsc. Ai libertatea aceasta. Am libertatea, da, să iau decizia care eu o iau. Nu o impun copiilor mei, nu o impun soției mele, nu o impun membrilor din biserica pe care o păstoresc, nu îi judec pe cei care nu au făcut exact ca mine, nu cred că este chemarea mea să mă duc în amvonul bisericii și să spun, fraților, eu m-am vaccinat, vaccinați-vă și voi, asta e soluția. Și de ce nu pot să fac asta? În primul rând, pentru, și da, o paranteză că poate te uiți la mine și mă întrebi, dar tu te-ai vaccinat? Da, eu m-am vaccinat. Și eu. De mult. Nu de acum, de mult. Dar, repet, este alegerea mea. Nu am simțit nevoia nici să-mi pun poza pe Facebook, nici să fac caz de chestiunea asta, pentru că unul din lucrurile cu care nu sunt de acord, nu cred că oamenii trebuie să fie obligați să accepte ceva ce nu doresc să accepte. Dar, nu, revin, știu, au fost îndemnuri chiar de la primul ministru, chiar de la nivel parlamentar, guvernamental, nu știu, poate și președintele, nu mi-amintesc, cumva biserica să se implice, să... Și noi toți care avem responsabilitate am răspuns. Responsabilitatea noastră este să predicăm Evanghelia. La asta ne-a chemat Dumnezeu pe noi. Apoi, Cătălin. Eu nu pot să spun ție, Cătălin, vaccinează-te, pentru că eu nu, în afară de teologie și psihologie, că eu am studiat și psihologia și teologia, eu nu am alte studii, nu am studii medicale, nu sunt capabil să-ți spun din punct de vedere medical. Din punct de vedere spiritual, eu pot să spun doar atât. Mântuirea este prin har, prin Hristos. N-are nimic de-a face cu vaccin, nevaccin și așa mai departe. Că vaccinul e semnul fiarei, acum ai semnul fiare, că așa au zis câțiva, dar câțiva ani care, înainte de asta au fost alte zeci de mii de semne a fiarei care toate s-au dovedit a fi niște farse. Da? Peste 10 ani o să râdă ăia de atunci, de noi de acum, acum noi râdem de cei care în istorie au venit și au interpretat așa prostește. Nu, până nu de mult, era codul de bară. Exact. Da? Pe fiecare card, pe fiecare. Niște
prostii. Ei, asta pot să spun. Pot să spun că nu îți afectează viața spirituală, că nu îți afectează mântuirea și așa mai departe. Sau că nu are nimic de a face cu semnul fiarei sau așa. Dar medical eu nu pot, pentru că nu sunt specialist. Să spun, măi, vaccinează-te. Dar nu pot să spun nici, măi, nu te vaccina. Tot de aia. Pentru că tot nu sunt specialist și nu știu să-ți spun. Dacă tu vrei să știi în domeniul ăsta, trebuie să consulți medicul de familie, trebuie să vorbești cu oameni care... Dar până la urmă, pentru că ce se întâmplă? La ora asta nu avem explicații în domeniul ăsta, avem doar propagandă. Propaganda, știi cum e cu ea? Propaganda, o crezi sau nu o crezi? N-ai cum să o explici. Propaganda e propaganda. Propaganda vacciniștilor sună într-un fel și e alarmist. Propaganda antivacciniștilor sună într-un alt fel și e tot alarmist. Ori mie nu-mi plac chestiile astea. Da? Mie nu îmi plac. Nu știu dacă ți-amintești, erai tânăr, mai tânăr ca mine. În anii 90 a fost o mare demonstrație. Au ieșit domnul Corneliu Coposu, Radu Câmpeanu, Sergiu Cunescu, au adunat cele trei partide istorice, au făcut o mare demonstrație și a venit domnul Iliescu, era președinte atunci, acum era el, ultimul cu voia dumneavoastră pe listă, așa, și zice, folosește o expresie, nu e deloc inteligentă, dar asta e ce a folosit el atunci, eu doar redau, veniți la mine cu sula în coaste. Acum, sigur, a sunat urât, dar e un adevăr în asta. Adică mie unul nu-mi place să vii tu la mine cu sula în coaste și să-mi spui, bă, fă asta că dacă nu îți taie popa limba. Sau știi cum era chestia asta. Fluier în biserică, îți taie popa limba. Nu cred în așa ceva. Eu cred că fiecare trebuie să aibă libertatea să decidă pentru el. Numai că sunt niște lucruri. Mie, ce mi s-ar fi părut foarte simplu dacă aș fi fost unul din comunicatorii guvernului, dar nu sunt. Nu sunt. Și nu le dau idei că nu mă plătesc pentru asta. Adică dacă m-ar plăti, le-aș spune. Dar totuși, pentru că îmi pasă de oameni și așa, am să spun cum gândesc eu, dar asta gândesc eu, Sami Tuțac, pentru mine. Eu aș fi venit și aș fi spus așa, să mai facem încă o precizare. Una este ca guvernul să spună niște lucruri legate de chestiunile publice, și de cele care țin de tot ceea ce înseamnă statul român și toate astea. Și alta este ca o companie privată, compania ta la care tu lucrezi, e o companie privată, ăia vin și spun, domnule, pe poarta companiei mele nu intră nimeni decât dacă e vaccinat. Da? Acolo nu. Sau vine, eu știu, care companie aeriană și spune, nu te urci la mine în avion decât dacă ești vaccinat. Eu nu am ce să-i fac, ăla e privat, el... Asta e curtea lui. E curtea lui, exact. Dar, ca și guvern, tu trebuie să-i slujești pe toți oamenii. Și atunci, eu cred că trebuia comunicat într-un mod pașnic, așa. Nu cu, știu eu, cum zice domnul Iliescu, da? Nici dintr-o parte, nici din alta. Pentru că știi, când ăia fac propagandă și ăștia fac propagandă și când oamenii aud din două megafoane urlând pe ăia din piață cu ăia de la guvern, urlând toți, unii într-un fel, unii în alții, oamenii se întreabă, bun, ăia zic așa, ăia zic așa, eu ce să fac? Foarte simplu, eu cred că lucrurile trebuia discutat cu oamenii așa, uitați oameni buni, de la bun început s-a descoperit un remediu, pentru că acum, și aici mi se pare o oarecare doză de ipocrizie la unii creștini. Noi ne-am rugat mai mult decât ceilalți, că ceilalți nu se roagă decât când își strâng mâna în menghină. Noi ne rugăm, cum ne învață Scriptura, rugați-vă neîncetat. Avem nenumărate întâlniri de rugăciune, ne rugăm personal, ne rugăm acasă, ne rugăm la biserică. Și ne-a rugat ca Dumnezeu să găsească, să ne ajute să găsim un remediu. Și au venit medicii și au spus, domnule, uite, avem remediu. Bun, rău, ăsta e ce avem acum. Nu știm nici noi toate lucrurile și ei toți recunosc că nu știu. Dar acum tu ai fost în Africa. Nu încă. Eu am fost în 2018, mi-am făcut vreo 5 vaccine, cred că. Și nu știi ce e nou. Habar n-am întrebat pe nimeni. Și am și plătit. Am plătit vreo 500 de euro pe toate. Și am primit și pașaport. Pașaport galben am, fără de care din Paris nu puteam să urc în avion să mă duc în Africa. Și asta este. Mi-au spus clar. Bă, vrei în Africa? Da, vreau în Africa. Trebuie să faci vaccinul. A, eu nu cred în astea.
atunci nici noi nu credem că trebuie să mergem în Africa. Simplu. Hei, eu cred că la momentul în care a apărut această posibilitate, trebuia comunicat într-un alt fel. Băi, oameni buni, uitați, avem această soluție. Nu știm dacă e cea mai bună sau nu, dar nu avem alta. Asta este soluția. Cine vrea să o accepte, bine. Astea sunt libertățile care le are dacă o acceptă. Cine nu, trebuie să știe că nu va beneficia de aceleași libertăți pentru că, eu știu. Și atunci, eu cred așa, că așa cum tu nu poți să-mi impui mie să spui, băi, vaccinează-te, nici eu nu pot să-ți impun ție, bă, primește-mă la tine în firmă, că eu nu vreau să mă vaccinez. Înțelegi? Deci eu așa le văd. Dar poate că am eu mintea, nu știu cum. Mie ce nu-mi place acum este modul în care ne-am împărțit. Exact. Apostolul Pavel, dacă ar fi acum, le-ar zice creștinilor, că și creștinii nu se lasă la el alți, se ocărăsc între ei, aruncă anatema unii asupra altora, ăia vaccinați, pe ăia nevaccinați și invers. În timpul lui Pavel a fost așa o controversă legată de carnea care se mânca, se vindea în piață după ce chipurile fusese jertfite idolilor. Practic era zero, că Pavel zice, cine îl duce capul știe, cu un idol e tot una cu nimic. Și atunci ăla care vindea carnea care a fost jertfită idolilor, o vindea cu un euro kilogramul, să zicem. Carnea cealaltă era 5 euro kilogramul. Dar unii din pricina cugetului, de ce? Pentru că ei fuseseră închinători la idoli și practicaseră toate ritualurile alea care unele erau de-a dreptul halucinante, ăia spunea, domnule, noi nu mai putem să ne întoarcem acolo. Și pentru ăia era o problemă. Și Pavel zice, băi, dar până la urmă mai bine dai 5 euro pe carnea aia. Dacă, de exemplu, eu mă duc la piață, mă întâlnesc cu tine, tu ești din ăia care vrei numai cu 5 euro și eu n-am nicio problemă cu asta. Băi, de dragul tău, cumpăr un kil de carne cu 5 euro, te duc acasă cu mașina, te lasă, mă întorc înapoi la piață singur și îmi iau 10 kg de carne cu 1 euro și am încheiat povestea. Tu ești fericit că nu ți-am stricat cugetul, eu sunt fericit că mi-am umplut frigiderul cu 10 kg de carne. Și Pavel spune, măi, oameni buni, nu aveți atâta înțelepciune. Cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă. Și cine mănâncă să nu îl disprețuiască. Pentru că am văzut, ăștia proști nu se vaccinează. El alt spune, ăștia vânduți, ăștia deja s-au vaccinat. Sună frumos? Nu. Nu sună deloc. Acum, repet, unele restricții sunt de-a dreptul halucinante. Sunt de-a dreptul fără logică. Și aici deranjul e mare. Am sărbătorit nu de mult 32 de ani de căsătorie. Mulțumesc. Timișoara era deja trecut de 6. Gata, nu-i mai voie la restaurant, numai cu certificatul verde, nici măcar test dacă faci. Eu vaccinat, soția nevaccinată. N-am putut să merg cu ea nicăieri. Aș fi vrut să... Măcar atât. Oricum n-am putut pleca niciunde, că mi-e frică să plecăm, nu că... Că se schimbă de la o zi la alta. Se schimbă de la o zi la alta și nu am timp să rămân nu știu unde blocat 2 săptămâni, 3 luni sau eu știu cum au pățit alții săraci anul trecut, că s-au dus 2 săptămâni nu știu unde și n-au mai venit, că noi eram în situația asta cu... Dar totuși, iară, ca să vezi, știi, Dumnezeu cum lucrează, fantastic. Dumnezeu mi-a dat mie în ultima vreme darul uitării. Fantastic, așa ceva n-ai văzut de când ești. De la mână până la gură am uitat. Trebuia să mă duc să plătesc. Undeva era vacanța de Paște de anul trecut, să mergem, am vrut să mergem în, nici mai știu, în Spania sau nu știu unde. Acolo era jalea cea mai mare atunci, Spania, Italia. Și am uitat luni să mă duc să plătesc. Marți nu mi-am mai adus aminte, luni am uitat, marți nu mi-am adus aminte. Și deja miercuri, vuia lumea. Așa m-am amintit și eu, stai mă că trebuia să-mi plătesc asta. Am sunat la agenție. Mă pare rău, uitați ce se întâmplă, n-are rost să mai... Bine că n-am plătit, că după aia până... Recuperat. Da, era o întreagă filozofie. Deci, Cătălin, eu așa văd lucrurile. Eu cred că guvernul sau guvernanții, oriunde ar fi, ar trebui să caute să facă lucrurile în așa fel încât să evite acest antagonism între oameni. Să nu... Iar biserica, măcar biserica, să aibă tăria să-i aducă pe oameni împreună. Și pe unii, și pe alții, și să fiu iertat.
ăia care cred că sunt, eu știu, cu probleme, că m-am vaccinat, și ăia care cred că sunt cu probleme, că nu fac reclamă la vaccin. Nu fac nicio reclamă. Nu spun nimănui nici să se vaccineze, nici să nu se vaccineze. Nu știu exact dacă vaccinul ăsta, care eu l-am făcut, are sau nu niște urmări peste nu știu câți ani, cum spun unii. Poate va avea, poate nu va avea. Îmi asum pentru mine, am eu motivele mele pentru care am vrut să mă... Nu m-a plătit nimeni, nu sunt omul pentru asta. Cei care mă cunosc bine știu ce spun. Alții pot să spună tot ce vor, că n-au mâncat cu mine nici măcar o lingură de apă, dar mită de ciorbă de fasole, știți cum îmi place mie, așa mai departe. Așa că nu are rost. Adică trebuie să ne respectăm și trebuie să căutăm să respectăm lucrurile astea. Deci, în concluzie, Sami, dacă Dumnezeu ne-a dat libertatea și ne respectă libertatea, cred că și noi, între noi, trebuie să ne respectăm libertatea. Libertatea mea se încheie când atinge demnitatea ta. Până acolo sunt liber. Dacă îți atinge demnitatea, eu sunt cel care mă restricționez. Vei distruge tu pentru libertatea ta pe fratele tău, zice Pavel? Vei face tu să păcătuiască pe fratele tău pentru libertatea ta? Vei face asta? Dacă faci asta, ești imatur. Asta e problema. Adică ai o problemă. Pentru că dacă îl iubesc pe fratele meu, atunci pierd eu, restricționez eu anumite libertăți ca să pot să-mi încurajez fratele și să-l ajut să meargă și el înainte, să nu rămână, știu eu, pe nu știu unde. Slavă Domnului! Sami, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiunea din seara aceasta. Cred că ți-a plăcut discuția, am luat-o așa de la început și am ajuns până la urmă în prezent. Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să treci prin studioul nostru, în călătoria ta prin București. Să te uiți tu la înjurăturile care o să le iau, că eu nu o să mă uit. Nu e nicio problemă, stai niște că deja, împreună luăm, deci, așa deja, cum tu ai deja spus. Deja m-am obișnuit, atunci când nu te plasezi într-o gașcă sau alta, din ambele părți aruncă după tine, dar... Asta este, mi-asum și asta. Tot ține de libertatea mea. Exact. Îi dăm slavă Domnului și pentru lucrurile acestea. Îți mulțumesc foarte mult. Domnul să te binecuvânteze, să te țină tare în lujirea pe care o faci și mai ales în tot ce Dumnezeu îți va da libertatea să slujești. Mulțumesc asemenea și vă apreciez tot ce faceți și ori de câte ori trec prin București, caut să ajung și un timp așa scurt la voi. Slavă Domnului! Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și în seara aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!